De felicitare, muzică și voie bună. De aceasta au avut parte angajații procuratorii de ziua lor profesională. Corectitudine, obiectivitate și legalitate au fost cuvintele de ordine și în timpul manifestării de sărbătoare. Eu sunt mulțumit de rezultatele care au fost obținute pe parcursul acestui an. Sunt mulțumit deoarece a fost un an foarte complicat pentru noi, pentru că a avut loc nu numai acțiuni pe marginea dosarelor în urma evenimentelor de care s-au trecut pe parcursul anului 2009-2010, dar au avut loc transformări interne în cadrul procuraturii. Sincere felicitări și cordiale urări de bine. De noi succese în activitatea nobilă și deopotrivă de o importanță crucială pe care o desfășurați de zi cu zi. Meseria de procuror nu este deloc ușoară, mai ales că pe lângă capacitățile profesionale, un procuror trebuie să depună și mult suflet în tot ceea ce face. Avocatura procuratorului trebuie să fie onest, cinstit, trebuie să cunoască legislația, permanent să o studieze. La ziua de astăzi sunt mândru de această profesie și sunt sigur că nu am greșit din momentul când m-am apreciat de a deveni anumit procuror. Ziua profesională a lucrătorilor procuraturii este marcată în fiecare an pe data de 29 ianuarie.